Câțiva turiști care au fost pe o plajă din Saturn s-au trezit cu un șarpe la câțiva metri de ei. Imaginile au fost surprinse cu telefonul mobil de unul dintre aceștia. Conform Antena 3.ro, turiștii care au fost pe plaja Narcis Cleopatra din Saturn au avut parte de ghinion. Aceștia s-au trezit cu un șarpe în timp ce stăteau la malul mării. Din imaginile surprinse cu telefonul, se poate observa că reptila nu părea speriată de prezența oamenilor. Șarpele se afla la malul mării și se deplasa către apă. La câțiva metri erau câțiva copii care se jucau. Anul trecut, în plin sezon estival, un șarpe a fost descoperit de niște turiști printre lucrurile lor. În momentul în care a fost descoperit, șarpele a pornit într-o cursă nebună pe plajă. L-am eliberat peste șosea în stuf. S-au speriat o parte din turiștii de pe plajă, sub a căror bagaje se adăpostise. La 2 metri de apă, este al treilea prins în 3 zile de către mine și băiatul meu de 15 ani, dar abia acum am avut un telefon la îndemână. Vis-a-vis de plaja Venus este un lac cu apă dulce, de acolo vin. Practic sunt inofensiv, dar creează panică pentru că totuși este o reptilă, spune un martor. De asemenea, imagini cu un șarpe au fost surprinse în stațiunea Eforie Nord. Turiștii care au fost pe plajă au notat împreună cu un șarpe. În cele din urmă, acesta a fost îndepărtat de angajatul unei terase din apropiere, relatează Antena 3.ro.